Domnul Jean a împlinit astăzi 58 de ani și a ales să sărbătorească în cel mai ciudat mod posibil, intrând în greva foamei. La fel ca ceilalți colegi din CEO, bărbatul s-a săturat de abuzurile administrației și a decis să ia atitudine. Din solidaritate, acesta s-a alăturat celorlalți greviști. O sărbătoresc cu colegii mei, fiind și în greva foamei, i-am cinstit cu un ceai și sperăm să prindem timpuri mai bune. Aniversatul și-a pus și o dorință. Dorința e să colegii mei să, și inclusiv eu să o ducem mai bine și da, și tot ceea ce cerem noi să se ducă cu bine la îndeplinire. Chiar dacă familia nu a fost de acord cu gestul său, bărbatul spune că nu de drag a venit să protesteze la Târgu Jiu. Speră totuși ca gestul său și al colegilor să nu fie în zadar. Ce v-au zis apropiații care astăzi vreau să vă sărbătorească și dumneavoastră sărbătorească? Sincer, că-s nebun. Trebuia să vin mâine. Sper să nu fie o zi risipită, sper să fie cea mai frumoasă zi din viața mea, sper.